astăzi la noi, să rămâne bună ziua. Și la mulți ani, ca să fim 60 de ani, mulți acum. Poftiți, vă rog, poftiți. Dragii mei, bine ați venit la Castelul Corvinilor, construit de Ioan de Hunedoara, personaj de talie europeană, foarte important din istoria Europei, numai la noi. El construiește castelul ăsta după moda vremii, în stilul gotic clasic. Vedeți, sunt floricele, sunt brizuri, sunt ornamente peste tot locul. El este construit pe o stâncă mare, are peste 40 metri stânca, iar clădirea constituie un record și pentru ziua de azi, record de construcție. Pentru că cu tehnica de atunci, ați văzut prin filme, macarale acționate cu vitele sau scripeți acționați manual, el reușește să construiască un imobil de 7000 de metri pătrați în doar 14 ani. Între 1440 și 1456, iasă 16 ani. Doar a avut și 2 ani pauză, s-au dat de bani și materiale. Vorbeam de castel. Înainte de a fi castelul cunoscut, este semnalată o cetate medievală. Vedeți aici? Niște ziduri înalte de 7 metri, groase de 2 metri, cu un singur turn descoperit, care mai apoi se acoperă, cel de acolo. Vedeți că sunt niște picturi, niște creneluri. Și s-a pus acoperiș deasupra, iar în curte se spune că erau 5-6-7 căsuțe din lemn care stătea garda castelului, compusă din 100 de soldați. Această cetate, în 18 octombrie 1409, regele Sigismund de Luxemburg o face cadou unei familii nobiliare, compusă din cneazul Voicu, doi frați Radu și Mogo, și încă un văr Radu și un copiluț de 2 ani, Iancu, Victor Ioan de Hunedoara. Se mută familia nobiliară aici, ei primesc cetatea în urma faptelor de vitejie pe câmpul de luptă. Pe lângă asta se mai adaugă 52 de sate, mine de argint, mă rog, i-am îmbogățit. Încep primele construcții, primele camere o să stea familia nobiliară, copilul ăsta de 2 ani, până la, Iancu de Hunedoara, până la 14 ani, face școala cu preotul cetății și apoi se trimis la Milano să vezi meseria armelor. Pentru că orice copil de nobil trebuia să știe să lupte odată, dar în principal orice persoană din evul mediu european, de la 14 ani era considerată persoană matură. Stă 3 ani de zile acolo, după aceea merge prin diferite regate să-și facă stagiu militar, la 22 de ani se întâlnește cu nobiliță Elisabeta Silaghi din Ungaria. Se căsătoresc, dragoste la prima vedere, pe viață și neadevărat, nu romanțată. Și vine aici și construiește ceea ce numim noi Castelul Corvinilor. Zidurile cetății vechi, că se mai regăsesc în partea cealaltă. Vedeți? Castelul are 6 secole de existență, au avut 29 de stăpâni și ăștia au făcut fel de fel de adăugiri castelului, după cum au vrut ei, când au cerut lor, mă rog, necesitățile. Ioan de Hunedoara a avut 2 copii, Ladislau sau și Matia. Matia, după multe peripeții, ajunge regea Ungariei. Primii 3 ani de domnie, stând aici la noi, pentru că se construiește logia Matia și camera de aur, sala tronului, cum ar veni. După aceea, în secolul XVII, se stinge familia sa nobiliară și apare acel un principe Gabriel Betrân, și ăsta de al nostru, de la Ilia, de lângă Deva, și construiește aripa neogotică. Și restul a rămas urma multor renovări mai moderne, s-a acoperit cu țiglă, cu tot. Și am ajuns în bucătăria soldaților. Aici am mâncat garda castelului. Nu erau mulți. De la secol la secol, între 40 și 60 de persoane. După niște desene de atunci, din epoca, am văzut că erau niște mese, replici, cum e asta de aici, și scaune puse cumva într-un careu. Veneau servitorii, le dădeau mâncare și apoi plecau la posturile de pază. Ce-au rămas de atunci, secolul 15-16, sunt lanțurile groase de acolo. Veneau și mâncau și după aceea mergeau la posturile de pază. Și un post de pază este chiar aici, bastionul de artilerie, compus din 3 terase, pe astea 2 stăteau tunurile, vezi că sunt creneluri, și mai este una micuță sus. Acolo soldații luptau cu armele ușoare, arche, buze, strămoșul, strămoșului, puși, săgeți, tot ce era necesar războiului. Podul se ridica pe o lungime de 5 metri de la zid și se lipea de turn. Poate ați văzut o nișă, podul se ridica până pe nișa aia. Mai avem turnul de apărare, acum se numește nord turn de poartă, construit de Ioan de Hunedoara în 2 faze, între 1440 și 1446, se vede diferența de nivel acolo, astea fazele, și cu balcon. În vreme de pace, soldații sunt mutați în altă parte și pur și simplu aici unde sunt balcoanele rămâne un spațiu dedicat femeilor de la curte. Un fel de club. S-adunau ele și făceau treburile lor ca un fel de club din ziua de astăzi. Jos avem râul Zlaști și atunci când plouă și vin apele de la munte, toată albia râului se umple. În evul mediu se spune că debitul și viteza râului, când era plin, era de 3-4 ori mai mare ca în ziua de astăzi. Și atunci a construit o barieră naturală pentru inamic. Castelul a fost atacat de 3 ori în evul mediu, n-a fost distrus, n-a fost devastat, doar i s-a prins acoperișul care era din șindrilă cu săgețile aprinse. Am ajuns în capela castelului. Ioan de Hunedoara dă poruncă să construiască începând cu anii 1446. A durat mai mult de 10 ani construcția, el se pare că n-a văzut niciodată capela să fie gata. Era ocupat cu campania anti-otomană. A și murit în august 1456, toate lucrările fiind preluate de nevasta, Elisabeta Silaghi. O femeie foarte dinamică, a și murit la 81 de ani. Nu s-a mai măritat după ce a murit Ioan de Hunedoara și au luat toate treburile casei, ale comitatului Hunedoara și ale castelului. Ea a fost foarte frumos pictată, dar suferind un incendiu major la 1854, așa arată în urma renovării în secolul XIX, mai albicioasă. Ea acum este sfințită, poartă hramul Sfântului Ioan Botezătorul și orice om din lumea creștină se și roagă aici, în capelă. Iar stilul este stilul gotic al lui Ioan de Hunedoara încă, că sunt mai multe stiluri. Ioan de Hunedoara a avut 2 băieți, 2 fii.
Unul se numea Ladislau, celălalt Matia. Nu nici Matia ungurește, nici Matei românește. Matia e numele lui adevărat, numele lui sunt latin. Matia avea 15 ani, Ladislau avea 24 de ani și la 24 de ani era ministru de finanțe în Ungaria. A făcut el niște prostioare, povestea este lungă, a făcut niște prostioare, ambii copii au fost băgați la pușcării, arestați. Lui Ladislau îi se taie capul, pe Matia îl fac rege, la 15 ani, rege al Ungariei. Începând cu 1458, primii 3 ani de domnie, el stă aici. Deci a conduce de sine regatului. Și pentru asta a construit un foarte mic apartament. În ziua de azi se vizitează camera asta, numită camera de aur. De ce de aur? Se spune că tavanul erau plin de fel de fel de aplici, ornamente din aur. Nu știm dacă a suferit, au rămas până la incendiu din secolul XIX, dar avem o reconstituire. Și vedem patul baldachin regesc, un tip de șemineu, un tip de tron. Ce-a rămas de atunci, în cos, vedem o etajeră sau o masă de cult, catolicii se roagă și în ziua de azi pe așa ceva, și în spatele dumneavoastră două lăzi florentine în care nobilii țineau hainele. Existau și dulapuri, dar în dulapuri se țineau echipamentele de luptă, nu hainele. Vedeți trei tipuri de rochii pentru doamnele la curte, normal, mante cu aurime, acum ele sunt simple. Pe perete vedem poza regelui Matia la maturitate, bineînțeles cu clamida aia regească, în armură pregătită de luptă. În stânga simbolul Ungariei și în dreapta corpul câinelor în cioc, simbolul Hunedoarei. Iar ca atmosferă, minunatul nostru menestrel interpretează piese originale de la 1550 și mi-a după și cu instrumente specifice epocilor. Și vedeți că sunt pic mai ciudățele, frumoase, dar mai altcumva. Am ajuns în atacul domnițelor, de fapt suntem în turnul de apărare, pe subiect l-am intrat noi în castel. V-a spus povestea apare de apărare, apoi s-a adunat doamne de la curte, aici își face treburile lor. Nu, se distrau. Suferind la incendiu, s-a reconstituit și vedem o machetă cum arăta castelul după incendiul la 1854. Tot ce a fost vitral, tot ce a fost lemn, ars. Cu ocazia să vă spun și performanțele. Amintesc, suprafața clădirii de 7000 de metri pătrați. Are 7 turnuri de apărare. 8, dar unul a devenit locuință. 2 poduri care pe vremuri se ridicau. Cel din față pe unde am venit noi, aparținând castelul, și în spate podul aparține cetății medievale. 2 terase mari de artilerie dotate cu tunuri. Iar pe partea de apărare, zidurile sunt impresionante. La baza o grosime între 3,5 metri, 4 metri și în partea superioară 1 metru, 1 metru și jumătate. Castelul a fost foarte bine încălzit, cu sobe de teracotă, cu șeminee și cu godini. Sobele de fontă. Multă lume nu mai știe ce să le ia. Dar începând cu 1724, castelul intră în proprietatea fiscului austriac. Și aici se regăsă niște birouri. Administrația zăcămintelor de minerale de fier din munții Poiana Ruscăi. Și altfel mai vedem un tavan frumos. Aici tot ei după incendiu au transformat sala asta, după ce au plecat doamnele în altă parte, au transformat sala în sala trofeelor de vânătoare. Nu, mergeau la vânătoare, adunau trofeele. Și au construit tavanul să fie în armonie cu mobilierul, cu mobila care e construită în stil de vânătoare. O să vedeți, are ornamente și alte. Datând din 1650. Tot ei mai apoi mutând salonul de vânătoare peste drum, într-un niște spații care au servitor pe vremea principiului Betren, a rămas tavanul aici. Dar păi, în 1452, Ioan construiește două săli pentru chiefuri, două săli exact identic și la fel. Sub noi sala cavalerului și asta sala dietei numită. Dietă înseamnă parlament. Din ce cauza sala dietei? Transilvania avea dietă și acea dietă era la Cluj. Spun cronicarii vremii că nu era mare dieta, era compusă din principele Transilvaniei și minim 7, maxim 14 nobili. Și se neau lucrările într-o biserică, probabil în Catedrala Clujului. Și apoi nu faci rege în biserică, acolo te rogi. Venind aici, sala e numai bună pentru așa ceva. Și se neau lucrările și ce că nu stăteau, circulau. Păi să 3 zile pe la Alba, păi să 7 zile pe la Târgu Mureș. Stăteau, adică circulau, nu stăteau. Dar în esență au rămas tot sala de chiefuri. Aici aveau loc mari recepții oficiale. Dănțuiau doamnele, domnițele, pe cii, de acolo la masă se mânca, stăteau nobilii. Au avut și asta multe transformări, pentru că vine secolul XVII, principele Gabriel Betren, el consideră că sunt prea mult două săli de chef pentru castelul ăsta. Și atunci principele construiește aici, într-o perioadă, 6 camere de locuit. Probabil punând, panouri din lemn, cine știe, între coloane, cam așa. Vine al principe, dărâmă totul și iarăși revine sala de chefuri. Asta a fost în esență, sala de distracție. Am ajuns în turnul Capistrano, așa se numește turnul ăsta, pentru că într-o vreme a fost locuința unui călugăr. Un papă de la Roma, Calix al III-lea, trimite aici un călugăr. Da, bun, călugărul ăsta, să știți că n-a venit de dragul nostru. Papa Calix al III-lea a trimis aici cu mai multe misiuni. Cea principală a fost să convertească ortodoxii la catolicism. În prima fază s-a lăsat cu arestare de preoți, de țărani, de localnici. Nu s-a recurs la tortură și la asta, dar le-a dat drumul până la urmă.
ca funcție era unul dintre închizitorii șefi, șefii închiziției. După aceea era spion al papei, trimitea rapoarte scrise despre ceea ce se întâmplă în partea asta a Europei. Inchiziția nu a avut chiar deloc efect și catolicismul era mărul cum era. Poate tocmai din cauza asta Ioan nu l-a lăsat să te aici. Tot timpul plecau în campania asta anti-otomană. Dar i-a rămas numele turnului pe unde i-a lăsat lui locuință să fie. Au murit amândoi în același an. Ce-a rămas de atunci este șemineu. Ăsta este șemineu original, în stil gotic. Și datele ne spun că ar fi în ziua de azi unicat în centrul și sud-estul Europei, acest de șemineu neodatând din 1440 când a fost și făcut. De la 1500 ori fi multe, 1600 ori fi foarte multe, cine știe, dar din anii ăia doar ăsta au mai rămas, în toată zona asta a Europei. Castelul este monument de categoria A, într-un clasament făcut prin 2016, top 10, cum zice acum, top 10 castele din Europa, deci numai castele din Europa, 10 bucăți, o fi luat pe alea mai faine. Noi suntem pe locul 5. Și tot atunci a făcut de istorici americani un clasament cuprinzând toate cetățile și castele de pe pământul ăsta, cât el de mare, și or fi sute de mii pe tot pământul, suntem pe locul 14. Aici se făceau obiecte civile, potcoave, caiele, balamale, feronere la uși, sape, coase, ca țărani să poată lucra, tot ce e civil se făcea acelea, ajungea. Și am ajuns pe teritoriul cetății medievale, aici se intra în cetate. Ăsta era turnul descoperit cu soldați în secolul XVII, Gabriel Bethlen îl transformă în turn de locuință, în urma incendiului din 1854, arată cum îl vedeți. Și ajunge la putere principele Gabriel Bethlen și întărește mai departe cetatea cu un turn de apărare, se numea Turnul Alb. Nu era alb deloc, dar fiind nou construit, așa bătea față de cenușiu cetății. Și este ca la bloc, cu parter, etaj 1, 2, 3. Vedeți multe găuri, erau grizine care susțineau etajele, toate etajele erau din lemn. La parter erau trei tunuri mari, trăgeau prin ambrazurile astea și la etajele superioare, tunuri mai mici, archebuze, butoaie cu pulbere, tot ce era necesar apărării castelului. Soldații circulau prin niște scări în spirală, astăzi sunt stricate, din cărămidă. No, și vedeți sus o ușă în aer, acolo era dormitorul lor. De ce e ușa în aer acum? Începe incendiu, 13 aprilie 1854. Ajunge focul și aici, toate etajele fiind din lemn, iau foc și se prăbușesc. Și de atunci, din aprilie 1854, locul ăsta voit a rămas nerenovat. Nu-i mai interesau. Am ajuns în bucătăria nobiliară pe vremea lui Ioan de Hunedoara, secolul XV. Aici se făceau mâncărurile pentru nobili. Se mânca de două ori pe zi, dar foarte consistent. Fie că era împărat, rege, țăran, așa era moda. Făceau bucătarii mâncarea și duceau camera de aur, domnițe, dietă, unde era necesar. S-au descoperit mai multe morminte și unul un pic mai deosebit pentru noi. Dar care este povestea? Procuratură, medici legal, are și raportul medico-legal. Aparține unei fete care atunci când a murit avea vârsta cuprinsă între 20-24 de ani și 1,68 m înălțime. Dar ea a fost îngropată la sfârșitul secolului XI. Asta înseamnă că are 1000 de ani. Ce vedem? Mi se pare mie curios. Odată că a murit de moarte violentă s-a constatat. Se știu și armele. Bazinul a fost zdrobit de ciocan de luptă. Probabil au fost atacuri în zonă. Noaptea, cine știe, călăresc mulți, au prins oamenii, eu călcat în picioare. De remarcat zic eu, dinții sunt albi și fără carii. Și raportul ăla legal, mie mi se pare ciudat, să vedeți cum sună, adică cuvinte foarte moderne. Da. Defuncta prezintă numeroase leziuni de natură mecanică perimortem și postmortem. Suntem în sala cu trofee de vânătoare, spațiu pentru servitori, mai apoi tot i-au făcut trofee de vânătoare. Au luat mobilierul de sus, de la unde v-am arătat domnițele, rămânând tavanul acolo și asta e mobila din 1650. Elemente baroce pe tavan, că am părăsit de mult goticul clasic, fiind parte de a lui Bethlen, în secolul 17. Avem o buhă, două, trei cocoși de munte, o blană imensă de lup, blană de râs și în spate ce avem acolo ne-a făcut cadou asociația asta modernă a vânătorilor, craniile de urs. Covorul are o vechime de vreo 40 ceva de ani și a fost țesut în Hunedoara, când era Republica Populară Română. S-a țesut covorul și s-a pus în sala diete ca un tablou. S-a luat covorul și s-a pus ca și covor, normal, unde trebuie el să fie. Mobila este foarte grea și foarte valoroasă. Am ajuns la fântâna castelului. Se spune că Ioan de Hunedoara a dat poruncă unor prizonieri turci trei la număr să sape o fântână. Le trebuia apă. Când au turcii de apă, îi eliberează. Să apucă turcaleția să sape în speranța libertății, într-o mare veselie. Ioan săracu moare, 1456, m-a spus lucrurile fiind luate de nevastă, Elisabeta Silaghi. Sapă turcii că dau de apă. Silaghi asta era o femeie așa delicată, finuță, soavă, îi plăcea să ucidă. Dau turcii de apă, ea îi ucide pe turci. Un turc ar fi scris în turcește pe fântână, apă ai inimă nu. Că nu s-a ținut de cuvântul soțului ei. Oricum, femeia nu era obligată să țină cuvântul ei. Bun.
Asta este povestea. Adevărul istoric este impresionant. În urma groaznicelor lupte pe râul Ialomița din 1442, în care Ioan lupta de unul singur, Europa nu-l băga în seamă, bine, și Ștefan era copat cu ale lui, Vlad Țepeș cu ale lui, așa, după multe lupte, aduce în Transilvania 10.000 de prizonieri turci și peste 400 animale de povară, cai, catâri, zice că și Cămilu a avut, plus aurimi, armat, ce într-o tabără medievală? N-au ce faci cu ăștia, că e o împrășată în toată Transilvania, care trebuie să amintesc că, vă, că la televizor să arată altceva, Transilvania este Ardealul, Crișana, Maramureșul, Banatul. Și o împărțit la muncă. Dacă au adus acei trei prizonieri, poate erau fântânari de meserie. Pietrari, să știe ce să cioplească. Ăștia sapă cu dalta și ciocanul timp de 14 ani și la 28 de metri dau de izvor. E apă, ca... este și acum apă înăuntru. S-a băut apă timp de 150 de ani. După aceea nu mai fost nevoie. Exista și casa fântâni, o clădire din lemn, ca să nu o ningă, să nu o plouă. Era fântână normală, cu lans, cu găleată, cu tot. Așa. Și în vremurile moderne, incendiu, vi l-am povestit, după 14 ani de semi-părăsirea casă, încep lucrări de renovare, ajung meșterii și acești și găsesc piatra aia cu apa aia în mănu. Probabil chiar asta e de aici, că e micuță. Cu apa aia în mănu înturcește, apa e, da, așa? Și o montează pe contrafortul capelei, peste săgeata aia roșie, vedeți? Iar la traducere e scris în araba veche și sună cam așa: cel ce a săpat este Hasan, prizonier la Gheauri, în cetatea de lângă biserică. Simplu. Un turc care te amintește că a făcut o lucrare cu echipa în cetatea care, că numai noi dăm denumiri, nu avea nume, în cetatea de lângă biserică. Și în depărtare exista o singură biserică, acum sunt trei, dar e vorba cea din dreapta de tot în funal, vedeți? Ortodoxe la 1400. Deci asta este povestea fântânii și adevărul istoric. De-abia după 1442, când au văzut Europa asta, că ce face Gheauru cu otomanii, a început să îi trimită ajutoare, de până la urmă avea armată europeană, și nemți, și unguri, și români, și ruși, și o grămadă de toți în armata lui, că s-au bătut cu otomanii, dar la început lupta de unul singur. Noi aveam între, când ne-au atacat atunci 80.000 de otomani, Ioancu avea între 15, maxim 25.000 de luptători. Se poate să fi fost chiar toți 25.000, pentru că armata Transilvaniei era de 25.000 de luptători. Armata permanentă, regulată. Aveam pe vremea aceea 1.800.000 de locuitori în Transilvania și țara românească și Moldova aveau câte 500.000. Așa sunt statistice. Iar târgul Hunedoara era destul de mare, avea 5.000 de locuitori. Mare pentru un târg, pentru un burg. Brașovul, Sibiu aveau 10.000 de locuitori, parcă Clujul parcă era 5.000. Dar erau oameni mulți. Pe Ioan de Hunedoara, istoricii europeni spun așa: datorită efortului de a zdrobi pe turci, s-a întârziat intrarea otomanilor în Europa pentru aproape 100 de ani. Și atunci acea Europa o izbunit cultural, istoric, religios, căi comerciale și de toate. Istoricii europeni ziua de azi laudă pe Ioan de Hunedoara. Deci ăsta e adevărul istoric. Suntem în sala cavalerilor, prima construită normal, în 1452, sală de chefuri, dar avea mai multe funcții. Chefuiau și nobilii. Era tribunal al comitatului Hunedoarei. Pe vremea lui Ioan de Hunedoara, o dată pe lună se țineau judecățile, ca orice tribunal. Averi, moși, nu știu ce. Pe vremea principiului Petre în secolul 17, se ținea din două în două săptămâni. Ce ne-a mai rămas? Un pic de armament. Și otoman, și european, ustensile agricole țărănești, care așa de bune s-au dovedit în luptă, că armata a început să construiască direct așa. Cum ar fi furca din lemn cu care se întoarce fânul, fiind ca armament bun, ei au construit direct din metal, vedeți? Coasa de luptă, sabia dacică, așa, armata direct a început să construiască, să facă o suliță curbată cu tăișul pe interior. Și cea mai faimoasă armă, jos, gheoaga, care cu așa ceva, bine, armata putea să pună metal. Gheoaga, că vreau spus, cu asta se zdrobeau armurile, se producea hemoragie internă. Ce se mai folosea la noi în partea asta? Ciocanul de luptă, seamănă cu un piolet din ziua de azi. Țeapa pe o parte și capătul cealaltă cioc. Și cu coadă lungă, până la 2 metri, dădeai în cap. Ciocul ăla se spărgeau armurile. Intra foarte bine în armuri. Acolo stăpânul nostru Ioan de Hunedoara în armură, bustul lui în bronz. El de pe vremea când trăia e reprezentat doar în armură, fiind un luptător desăvârșit, nu haine civile. Ce mai trebuie să știți sau poate știți, și asta cu fală vă zic că Miss Ardelean, a fost comandantul suprem pe Europa. Toate armatele din Europa erau sub porunca lui directă. Păi aici a fost pivința de vinuri, aici erau stocate butoaiele cu vin în Evul Mediu, nu se bea, veneau servitorii, luau vinul și îl duceau sus în case la nobili. Acum avem o expoziție cu obiecte, chiar dacă nu sunt de aur, de argint, sunt prețioase că din fier și se strică, cum ar fi pintenii, vârfurile de suliță, scărițele de galacai în pământ se strică și nu prea sunt. Și aici vedem inele de buclă de păr, cele adevărate ale domniței. Avem și două picturi prețioase, pictură naivă pe sticlă și pe lemn, manuscrise, vechi tipărituri, tot ce a fost găsit aici.
Mergem la poartă. În secolul 15 era sala de tortură, sala de masaj. În secolul 16 era dormitorul nemților, dormea garda castelului. Undeva la vreo 50 de ani, dacă ar fi fost sala de tortură, care și așa, dacă ar fi funcționat într-un castel de asemenea, cu nobil, cu principi, cu tot. Dar tortura avea scopul să chinuiască omul, să-i smulgă mărturii. După ce spunea delicventul ce a făcut, urma procesul, condamnarea și execuția. Îi judeca, îi condamna, dar se știa că pedeapsa era capitală, printrerea capului, pentru astfel de oameni. Avem masa de elongație, se prindea omul de mâini, de picioare și călău, învârtea de roată și le întindea până spunea și ce n-au făcut. Pe masă acolo avem acel recipient plin cu cuie, cizma spaniolă pentru acupunctură. Se prinde cizma pe picior, se sâng șurubule cu ele, intrând chiar și prin os, prin ligamente, prin orice. La intrare avem un scaun cu cuie, ia că pentru femeile este adultere. Jos mai avem o cameră micuță, este un bărbat legat de mâini, atârnă în tavan legat de un scripete.